and search to win. You are next. Salut România, hai noroc internet! Eu sunt Teo și voi vă uitați la Nimic Nou, episodul de la ora 5. Îi spunem așa pentru că e plin de cele mai crunte, atroce și amuzante lucruri pe care o să le auziți probabil săptămâna asta. Dacă nu vă plac bătăile, fracturile deschise sau băile de la hipermarket, aveți cam 5 secunde să vă cărați de aici. Ați rămas? Perfect, hai să-i dăm drumul la dezastru. Începem prin a-i răspunde unuia dintre voi ca de obicei. Comentariul pe care l-am ales astăzi este al lui Dorin Lazar, care spune așa: păcat! În loc să faceți glume, v-ați luat The Times New Roman. Nasol, băieți, nasol! Ați rămas fără glume și sunteți încă tineri. Cum adică nu mai avem glume, frate? Fii atent aici. Intră un evreu, un țigan și un dobrogean într-un bar. Barmanul se uită la pitic și zice: bă, aia nu e bicicleta, e nevastă-mea! Îl mai știți pe Elmer Fudd? I'm hunting rabbits. Băi, Elmer Fudd a ajuns rău de tot. S-a lăsat de vânătoare și a tras mustață, a făcut o profesională de croitorie sau ceva și acum face asta. Intrați super dandy, relaxați. Păștii au dat afară din versiunea gay de la Street Fighter pentru că erau un pic prea gay. Bine, scufițul roșu din spate e periculos. Îl a renunțat cu dat cu vaselină. Vă doare în pulă, viața e frumoasă, vedeți ce? O să vă arăt eu după. Pălărie, puneți mâna, țigări, cum ar veni, ne plimbăm, da? Suntem mișto. Da, există cocalari hipster. Da, nu, dacă ei facem rost de țigări și ne fumează, bai și te oprești, poți stai 4-5 secunde, vedeți vreo pizdă bună, da, dacă vă place vreuna acolo, pac, vă uitați la ei, faceți coitul, vrăjeală de aia maximă. Băi, descurcăresc băieții. N-au trecut nici 5 secunde de când au învățat cum să agați o pizdă și băiatul roșu deja a pus mâna pe una, ești prost? Sacre bleu, alors, hein? Ce merde de connard fashionista, il nous raconte comment ramasser des filles? Ça va pas la tête, hein, espèce de putain! Fără legătură cu nimic. Multă lume se plânge că în rapul românesc se înjură prea mult. E, fiți voi atenți ce se întâmplă în Ghana. De joker, de spa player, what a toby poker. De live meat vegetarian non-smoker. De day walker, de night stalker. De Count Dracula, băga mi-aș pula. Who could be cooler? Actor, luptător, cascador, știrb, paznic de noapte la o uzină dezafectată. Cine este omul din spatele actorului, din spatele personajului care îl interpretează pe soldatul universal? Haideți să aflăm câteva detalii inedite din viața personală a unui om care a încântat peste 6.000 de vizitatori YouTube. Merg foarte des la privată și îmi place muzică ușoară, îmi place să mănânc mai mult... Îmi plac mici, îmi place să mănânc alune, să beau o bere în același moment și în același timp. Trei băieți intră în baie la Kaufland, în compartimentul de handicapați. Trei adulți ies din baie la Kaufland, unul femeie, ceilalți bărbați. Băiatul ăsta Răzvan, cunoscut până la urmă anchetatorilor ca victima, s-a apucat să bea într-o seară cu Gabriel Repede și Constantin Cucu pentru că era ziua lui Gabriel. După ce au băut ei coniac și bere până tot felul de locuri, la un moment dat s-au hotărât să se ducă la un bar din zona Curcubeu. Acum vă dați seama că după Cucu, Repede și Curcubeu, treaba o ia un pic gay. Când Răzvan n-a mai putut să bea, Repede și Cucu au insistat, așa că la băiat i s-a făcut rău. Deci l-au dus, normal, în baie la Kaufland, în compartimentul destinat persoanelor cu dizabilități. Aici Răzvan a început să vomite și prietenii lui, logic, l-au supus la perversiuni orale pe rând de mai multe ori. Știi cum e când te îmbeți leșinca prostul și tovarășii îți desenează o pulă pe față cu markerul? E, la Suceava ei nu folosesc markere. După partiul din baia de la Kaufland, l-au dus în spatele unor blocuri din zona Albina, unde s-au apucat să-i care pumni și picioare peste tot. La un moment dat, Gabriel i-a răsucit mâna stângă la spate și i-a rupt-o, timp în care, logic, Cucu i-a băgat două degete în fund. Din cauza durerii, Răzvan a leșinat, iar Repede și Cucu l-au lăsat acolo și au plecat. La spital, după ce și-a revenit, Răzvan și-a dat seama că a fost tâlhărit și de telefonul mobil și de abonamentul pe autobuz.
Mi-e și silă, în ce țară trăim, în care animale cu chip uman jefuiesc pe cineva de abonamentul de autobuz. Locuitorii din Petroșani au fost șocați să afle că izvorul natural cu apă cristalină din care se adăpau toți pensionarii provenea de fapt dintr-o țeavă spartă, care între timp miraculos a fost reparată. Asta e a doua minune naturală din Petroșani, care se dovedește a fi de fapt artificială, după Bianca Drăgușanu. E timpul să trecem la lucruri cu adevărat serioase. Cetățeni, un secret înfricoșător ne este ascuns tuturor sub o basma de minciuni. Totul a început când am pus întrebarea firească, dar aparent incomodă, de ce sunt violate atât de multe femei bătrâne în Vaslui. Răspunsurile primite de la bărbații vasluieni au fost în linii mari pentru că lichidul de frână are gust bun. Da, dar dacă toată lumea știe că moldovencele sunt frumoase, de ce insistă vasluienii la o cinzeacă de antigel să violeze o babă? Concluzia nu poate fi decât una. Femeile din județul Vaslui se nasc bătrâne și întineresc pe măsură ce înaintează în vârstă, pentru că suferă de o mutație genetică numită și gena Benjamin Button. Această mutație genetică a apărut în evul mediu ca adaptare la repetatele invazii turcești care începeau cu pârjol și se terminau cu viol. Uitați-vă la această bătrână! Cât de scârbos! Voi sunteți atrași sexual de ea, pe când ea are 7 strănepoți, o durere cronică de ceafă și are o boală de oase. Vaslui, motherless.com al județelor din țară. Ar putea fi o coincidență, ar putea fi. Dar voi chiar mai credeți în coincidențe? Treziți-vă, oameni buni! Acum că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, ne-am hotărât să facem și primul nostru concurs. Ca să ajutăm pe Ina să-și crească profilul pe rețelele de socializare, hai să facem următoarea chestie. Luați cu copy-paste din descrierea videoclipului unul dintre cele 3 statusuri, puneți-l pe pagina voastră de Facebook cu hashtag Romanian International Pride Ina și cine are cele mai multe share-uri la status primește un kilogram de salată de vinete, făcută de mine, cu ceapă. Cam asta a fost episodul. Eu sunt Teo. Voi v-ați uitat la nimic nou episodul de la ora 5. Noi avem pălincă de maramu și de asta mă clatin.